Cred că ceea ce facem noi în fiecare zi în cabinetul de pediatrie foarte, poate foarte bine fi sintetizat de literele care compun acest cuvânt. Pediatrie. Păi, cred că vine de la pricepere. Și în acest sens, pediatrul trebuie în permanență să învețe, să se specializeze, să evolueze. Eu cred că vine de la empatie. Ne punem sufletul în fața pacientului ca să înțelegem nevoia lui. Dău cred că vine de la devotament. Un pediatru niciodată nu își abandonează pacientul, este acolo unde trebuie, atunci când trebuie. Eu vine de la inovație și imaginație. Nu cred că poți să fii un bun pediatru fără să ai imaginație. Să știi să dansezi, să cânti, să râzi, să faci mediul din jurul copilului cât mai agreabil atunci când îl consulți. Au cred că vine de la atenție. Cred că nu există specialitate medicală în care un semn minor să aibă atâta importanță ca în pediatrie. Tu cred că vine de la tenacitate. Pediatrii sunt oameni, sunt specialiști foarte tenaci, nu se lasă niciodată până nu află diagnosticul corect. Răul vine de la responsabilitate, pentru că tot ceea ce facem noi cu copilul în primii 18 ani de viață va genera sau nu un adult bolnav sau sănătos. Al doilea ei, cred că vine de la implicare. De la faptul că trebuie să înveți și să știi să faci echipă cu părinții, că trebuie să știi cum să propui unui copil speriat un plan de investigații și un plan de tratament. Și să-i capeți, bineînțeles, și complianță. Iar eul final, cred că vine de la emoție. De la emoția pozitivă pe care orice pediatru trebuie să știe să o transmită mamei, pentru că nimic nu este mai dureros decât o mamă care își vede copilul bolnav. Pentru mine personal, să fiu pediatru înseamnă o luptă, o provocare, o bucurie și o onoare extraordinară.